de la conversație cu tatăl, lui mi-a dat seama. Dar de cum ți-ai dat seama de asta? Mă, trebuie să alegi un lider. Hai să zic cum e faza. Eu am trecut prin cea trecut. Dar tu nu vedeți cum face tu. Înțelegi? Și chiar eu. Mi-am trecut pe acolo și am văzut, ieșim pe hol. Bă, nu știu ce să fac, vine să plec. De ce? Ceva de genul, că nu, oricum o să plec. Ceva, dar era supărat, se vedea pe fața lui. Să leagă, Livia. Știi, cândva nu o să mai stea mult, mi-am dat seama. Și gen, dădea de înțeles că o să meargă cu tine. Zic, bă, atunci jos pălăria, mă înclin, eu am trecut pe unde ai trecut tu, luptă pentru ce iubești, chiar am dat sfatul ăsta. Și ce să zic, cred că o să fii inteligent încât să mulțumești ambele părți, da. Să nu superi și să lupți pentru iubire. Pentru că, uite ce mi s-a părut greșit. Vai, domnule Nesu, mă scuzați dacă vedeți asta, în fine. Faza cu aleg o fată după școală, după... Nu. În viață, ai timp să faci școală. Eu niciodată nu mă gândeam da, să termin management, să fac management, uite, vreau să mă scur la criminalistică. Nu m-am gândit niciodată, da? Și ai viață, ești un... Și plus ai 20 de ani. Ai timp, tot timpul înainte. 20 de ani, nici nu vrea să... Am terminat școală în Londra. Viața, să străiești iubirea. Da, am terminat acolo un liceu, adică nu chiar așa... Și nu m-am crezut niciodată, am spus să rămân cu 11 clase, aia e. Și ea vine dintr-o familie cu mulți frați și frori. Nu pot să și am zis, băi, nu, mea? Dacă iubești, în iubire totul. A, din cauza eu cred că bă, pentru iubire te dă... Nu vreau să plec, nu vreau să plec. Unde vrei să pleci? Te sacrifici, îți... Oh, și care e problema? Ea înainte, în afară emisiune, spune niște chestii, vine în emisiune, mă duc la baie. Cine-i la baie? M-a zis cu Manuela. Bă, cara. Sunt aiurea chestiile astea, bă, frate, da, și-mi zice că, domnule, dacă vin pe aici, bă, dacă știi că mă deranjează, stai la baie să fumezi cu el? M-a întrebat, nu, că a întrebat, trebuie întrebat. Lasă-mă, stai, mă, că până la urmă poți să o vezi, până la urmă poți să o vezi cu 50, dacă n-ai nicio treabă cu ea. Tu ții la ea sau nu ții? Bă, îmi place, mi-a plăcut foarte mult și din ce îmi spunea în afara emisiunii, eu am crezut că, bă, asta e fata care, bă, te duci cu ea acasă. Bă, știi ce cred eu? Da. Vrei să zic ce cred eu? Contrazic unele lucruri. Eu ea nu te place așa mult. Și eu că da. Și eu încă susțin ce am zis la cu o săptămână. Eu cred că îl place. Bă, nu mă place de plăcut. Eu cred. Bă, nu place că nu îl place. Am zis că nu-l place de ajuns de mult. Nu-l căuta pe aici dacă nu... Bă, mă place. Nu? Nu-l căuta pe aici dacă nu... Nu, mă place. Nu-l îmi place, dar cum zici tu, poate nu-mi de ajuns de mult, nu știu. Da, mă place, dar... Știi cum e? Cred că ați avut voi dreptate. Nu vă dau dreptate, dar am ajuns... Vrea să aibă acolo pe cineva care să știe, bă, gata, nu știu ce, nu e cu... Nu e să fie cu el, hai că mai am pe cineva. Trebuie să alegem, lider. Trebuie să alegem, hai să alegem. Hai. Cine? Eu. Cum? Mă votăm? Tu... Noi vă să te votezi pe tine. Noi... Fiecare votează câte o fată, da? Da. Cine vrea să fie, mai simplu? Hai să-i dăm șansa la Manuela. Okay. Hai, Manuela. Ești Da, ce pedepse îi dau la Ricardo. Eu ce fericită aici, mă bucur. Acum mai fac niște de alea. Și al treia nu sunt zâmbetul pe buze. Pedepse la grădină cu Jador. Ce scrisoare aici așa? Ce faci aici așa? O scrisoare. De? De iubire. Da. Nu, no, ia ce scrisoare. Nu. Hai, arată ce nu, scrisoare. Că te dau pe urmă. Și n-am gata? Terminat-o. Nu e gata? Nu. Ce faci? Te-ai mai liniștit? Nu. Ai terminat cu chestiile astea? Spune-mi acum ce e, că nu merge așa. Spune-mi acum, e alba sau neagră? Eu nu neg. Că noi doi... Ne placem foarte mult, nu ne chestia asta. Că ți-ți place de mine și mie îmi place de tine, corect. Doar că... Unele chestii te pot depărta de persoane. Vorbea el cu ea pe cameră. Bibi, cum cu Andra. Tăi... Nu mă, cu... Cine cu cine? Cu Andra, Bogdan. Da. Să știi că m-am simțit foarte frumos, foarte nașpa în gală când... Într-o zi, când a intrat Roxana în gală, am zis. Atunci? Când a intrat Roxana, m-am simțit foarte nașpa pentru că... N-a fost în gală. Da, în fine. M-am simțit foarte nașpa și chiar dacă vine, chiar vreau să plecăm. Și el a zis bine. Da, 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 mi-a zis și mie ceva de genul. Da, bă, băi, e pe bună, o iubește.
O iubește Dilo. Poate se vede relația când e sudată, se vede. Între ei, da. Uite, ei n-au discuții de-astea de 2 lei. A avut. Au avut, dar l-au depășit. Nu se plac când a ajuns. Nici ea pe el, nici el pe ea. Un drag mucană? Nu. Nu. Bro... Ricardo cu... A, aia zic și eu că aia se plac. Dar se simte. Da, frate. El a fost prea tare. Și acum el parcă se pune un pic în gardă, are niște temeri. Îl simt, nu mai e el ăla, știi? N-a fost nici aprins la început, stai nu știu. Băi, părea aprins. Adică... Amă, dacă tu ai certurile astea de la începutul relației, îți dai seama mai încolo cum o să fie. El nu prea a făcut nimic, care e bărbat, și mai multe faze nașpa sunt de parte, știi? Deci chiar niște lucruri care l-am aflat fost, bă. Și faza cu Bobiciu, și faza cu Smeș și pe aia mea. A arătat totul. Dacă era și, ceva și chestia cu Marius. Cu unfollow-ul. Tot fără să vreau auzit-o. Da, chestia asta mi s-a părut ceva amuzant. Adică mă ștec, adică astea-s copilării, dar mă ștești, mă bagi, mă ștești. Era și expresia feței tale acolo. Când a fost discuția asta, era așa puțin supărată. Supărată! Dar bine, așa mi s-a părut mie. Mă, Ricardo. Ba, așa mi s-a părut mie, nu? Acum supărată. Așa mi s-a părut mie că erai dezamăgită puțin că te-a scos de la fără. Doamne, ba, doar ți-l blochez acum, secunda asta mi se... mie că m-o scos el de la fală. Știi că nu sunt stilul să zic că... Știu că nu ești. Blochează, bine. Fă, eu te las să faci ce vrei tu. Dar spus, nu mi-am niciodată un cățel să-l dresez. Îmi iau o iubită care să fie chimie și să vină totul de la sine. Mă înțelegi tu pe mine acum? Și văd că drumul nostru e cu gropi și cu multe serpentine. Poezia despre rață. Nu știe. Da, hai zi. Nu știe nici acum. Rică nu știa să zică râu rățușcă rămurică. Dar de când copilul învață poezia despre rață, acum Rică știe să zică râu rățușcă rămurică. Numai că... Și cât de după aia? Nu, că ai talent. Da, nu. Bunica mea când era mic încerca să mă învețe să zic corect chestia asta, știi? Mă punea de multe ori să zic chestia asta și să fac exerciții de dicție. Dar eu am spus, bă, mama, dacă eu așa m-am născut, poate... Na, e ceva special, adică nu mă deranjează. Da. În fine. Te-ai hotărât să fii fată cu minte? Întotdeauna am fost fată cu minte, asta e problema. Dar au fost, bă, dintotdeauna, ce ai? Am o întrebare pentru tine. Mai nehotărât. Este adevărat. L-ai sunat tu pe Bobiciu sau altă sunat? Sâmbătă dimineața când m-am trezit, eram supărată și așa și nu știu dacă a fost ca un fel de răzbunare pe moment sau ce-o fi fost. Ia l-a sunat pe el. Și l-am sunat pe... Da, recunosc, l-am sunat și am vorbit. Mă, care zici? Băi, băiatule, nu, băi, da, pe spune-ți da, postul, bă, să vorbești despre actualul... Bun, ok. Ăsta este în emisiune, zici că o pățit el. Da. Păi nu, dar se tot certa cu mine că... De nervi, jur. Suna băiatul ăla, pentru ce s-a... Ce te-ai enervat? Bun, poți să mă lăsați să zic mai departe. Zi mai departe. L-am sunat. E bun, zici. L-am întrebat ce faci, faci bine, și eu văzut că sunt fericită. Și la un moment dat... Mi-am zis că nu sunt bine, că sunt supărată, că mă tot cer cu Ricardo, că nu înțeleg de ce se comportă așa. Mă rog, am vorbit foarte mult despre Ricardo și el poate să confirme chestia. De ce? De ce face așa? Vai de capul meu! Continuă. Auzi că am vorbit foarte mult despre Ricardo. De cine? Deci ca și cum îi cereai sfatul lui. Da, mă, dar noi ne-am înțeles bine, mă, i-am cu dar spune eu, noi nu ne-am înțeles bine. Auzi, mai și tu când m-ai sunat atunci, eu aș vrea să mai spun, eu eram cu Ricardo și prima întrebare pe care mi-ai pus-o, e singur că se n-aude Ricardo, zic că... Și eu să simțea vinovat. Și atunci... Am două variante. Atunci am plecat acolo. Chiar pe Jador, pe mine, pe cineva care genul ăștia era... Păi da, dar cu Iancu se înțelege înainte. Mă, dar nu pe cineva care e așa aproape de... Ai vrut sfatul sau? Să... Care a fost scopul pentru care trebuie să ne dai? Da, am vrut să-mi dau sfatul. Dar n-ai părinte? Aia a fost altă discuție. Lasă-mă, de ce nu-i dat foarte multe sfaturi cu emisiunea? De când am... Nu, dar ți-a băgat și bețe în roate. De multe ori. Deci mi-a dat foarte multe sfaturi cu emisiunea și mi-a zis foarte multe chestii. Cum mi-ai zis și tu, aceleași chestii mi-a zis și el, poate mai multe. Și cu Ricardo, din câte știu, o stat în cameră și îl cunoaște destul de bine și așa. E zău de treabă. Mulțumesc mult. Și, nu știu, așa am simțit eu nevoia să-l întreb în momentul de față pe el. Băi, și eu vorbeam cu Simina. Fără că ai iubit-o ei să știe.
Mă, dar nu, bă, dar nu știu ce vorbeați voi, dar eu n-am vorbit de bă, mine. Bă, dar Bobiciu a zis că ești moartă după el, a și zis. Dar la cine a zis, mă? La nou. Mă, dar vorbește frumos, mă, și la spune. Bă, stai, mă, că în primele zile când vorbeam cu tine. Cum o... Și când am venit în primele zile când vorbeam cu tine cu Bobiciu și ziceam... Mamă, dacă alege să se apropie de Ricardo? Asta să se întâmple, asta e clar. Păi dacă a dansat cu el? N-are treabă cu Bogdan, n-are treabă cu Livian. Eu am simțit-o acum, cu Ricardo o să aibă. Deci fiecare dată când o să fac în casa băieților, o să fac cu Ricardo. J'adore, dar nu te-ai schimbat deloc, frate. Nu te-ai schimbat deloc, aceeași replică aveai și cu Simona și cu toate. Ba că-i fusta, ba că iese sânul afară, ba că nu știu, dar n-a fost niciuna evita ta. Andra Dea și Andreea Pirui au o problemă. Producția se va ocupa de această problemă a lor. Ele lipsesc astăzi, dar nu-i problemă că s-a întors Roxana. Ce ai pățit, Ricardo? Am avut temperatură seară. A sunat, l-a sunat Manuela pe Iancu? Și pe Bobiciu. Puterea dragostei continuă. Ne vedem de la ora 17.